Alert, jurnal T Antena 3 au pierdut procesul cu Covesi, trebuie să peletească daune morale uriașe. Curtea de apel Ploie subliniere T a decis, marci, ce subliniere e fadna, Laura Codruca Covesi, va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, în solidar, de la Curăcii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvic subliniere ISC Antena 3. Decizia nu este definitiv, jurnal T Antenei 3 pot să fac recurs în termen de 30 de zile. Instanța a respins ca neîntemeiate cererile de repunere pe rol a cauzei formulate de Răzvan Savaliuc, Antena 3, Radu Tudor, Mihai Gâdea, Bianca Grigore sublinierei Mugur Ciuvic, dar sublinierei cererea de amânare a pronuncrii sublinierei a admis apelurile declarate de Laura Codruca Covesi, de Radu Tudor sublinierei de Răzvan Savaliuc. Astfel, judecătorii au respins acțiunea formulată de Covesi în contradictoriu cu Radu Tudor sublinierei Răzvan Savaliuc sublinierei a obligat pe Purăcii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvic sublinierei ISC Antena 3, în solidar, la plata sumei de 300.000 lei cu titlu de daune morale ce trec Covesi pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor la onoare, demnitate, reputație, imagine sublinierei viac privat. De asemenea, ISC Antena 3 a sublinierei Mihai Gâdea sunt obligați de instant să formuleze scuze publice fac de Covesi, precum sublinierei SRDA, în mod public sublinierei în integralitate. Dispozitivul hotărârii curții în termen de maxim 5 zile de la data rămânerii definitive a acesteia, după cum urmează. Antena 3 sau în cadrul fiecărui buletin informativ al zilei, pe parcursul a 3 zile consecutive, precum sublinierei pe platforma online a acesteia, iar Mihai Gâdea în cadrul emisiunii realizate de acesta, sinteza zilei. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii, se mai arată în textul hotărârii pronuncate de Curtea de Apel Ploie subliniere T. În iunie 2014, Laura Codruca Covesi a dat în judecat Antena 3 sublinierei mai mulți jurnale subliniere T, reclamând faptul că în emisiunea sinteza zilei din data de 19 iunie 2014 a fost acuzat că AMU subliniere a malizat ancheta în dosarul în care se efectuau cercetări fac de Sanduangel, zis Bercea Mondial. Sublinierei Mircea Besescu. În acțiunea depus un instant, Covesi le-a cerut judecătorilor să oblige Antena 3 sublinierei 5 jurnale subliniere T se peletească în solidar suma de 1.000.000 de lei, reprezentând prejudiciul creat, dar sublinierei cheltuielile de judecat. Covesi susținea că în emisiune au fost prezentate mai multe fapte sublinierei au fost făcute afirmații mincinoase, care i-au creat un grav prejudiciu de imagine sublinierei au adus o gravă atingere demnității umane. În data de 16 octombrie 2015, Tribunalul București subliniere T a decis ca postul Antena 3, jurnal subliniere T Mihai Gâdea, Radu Tudor, Răzvan Savaliuc, Bianca Nae sublinierei analistul Mugur Ciuvic se, îi peletească în solidar daune morale în valoare de 250.000 de lei procurorului sublinierei Faldna, Laura Codruca Covesi.
iat minuta instanței în acest proces. Respinge cererile de repunere a cauzei pe rol formulate de apelantul părât reclamant Savaliu Crezvan Ovidiu, de apelant și părât și Antena 3 sa, Radu Tudor, Gâdea Emanuel Mihai, Bianca Grigore sublinierei Ciuvic Mugur Cristian, precum sublinierei de persoanele care au formulat cerere de intervenție accesorie Bogdan Dumitru sublinierei Stan Ioana Sultana Cane întemeiate. Respinge cererea de amânare a pronuncrii formulat de apelant și părăci Antena 3 sa, Radu Tudor, Gâdea Emanuel Mihai, Bianca Grigore sublinierei Ciuvic Mugur Cristian Cane întemeiat. Respinge apelul declarat de părăcii Gâdea Mihai Emanuel, Grigore Bianca, Ciuvic Mugur Cristian sublinierei SC Antena 3 sa ca nefondat. Admite apelurile declarate de reclamant apărât, de părâtul Radu Tudor sublinierei de părâtul reclamant Savaliu Crezvan Ovidiu. Schimbând parte sentința în sensul ce, respinge acțiunea precizat formulat de reclamant apărât în contradictoriu cu părâtul Radu Tudor sublinierei cu părâtul reclamant Savaliu Crezvan Ovidiu ca neîntemeiat. Oblig pe părâcii Gâdea Mihai Emanuel, Grigore Bianca, Ciuvic Mugur Cristian sublinierei SC Antena 3 sa, în solidar, la plata sumei de 300.000 lei cu titlu de daune morale către reclamant apărât pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor la onoare, demnitate, reputație, imagine sublinierei viac privat. Oblig pe părăcii SC Antena 3 sa sublinierei Gâdea Mihai Emanuel să formuleze scuze publice reclamantei părâte, precum sublinierei se redea, în mod public sublinierei în integralitate, dispozitivul prezentei hotărâri în termen de maxim 5 zile de la data rămânerii definitive a acesteia, după cum urmează, pe părâta Antena 3 sa. În cadrul fiecărui buletin informativ al zilei, pe parcursul a 3 zile consecutive, precum sublinierei pe platforma online a acesteia, pe părâtul Gâdea Emanuel Mihai, în cadrul emisiunii realizate de acesta, sinteza zilei. Menține restul dispozițiilor sentinței. Respinge cererea de amendare cu 1000 lei a reclamantei părâte pentru exercitarea cu rea credinca apelului, cerere formulat de apelantul părât reclamant Savaliu Crezvan Ovidiu, ca neîntemeiat. Oblig pe părâcii Gâdea Mihai Emanuel, Grigore Bianca, Ciuvic Mugur Cristian sublinierei SC Antena 3 sa, în solidar, la plata sumei 3650 lei cheltuieli de judecat către reclamant apărât, reprezentând tax judiciar de timbru sublinierei onorariu apretor ales în apel. Oblig pe apelant a reclamant, urât la 50 lei cheltuieli de judecat tax judiciar de timbru, către apelantul urât reclamant Savaliu Crezvan Ovidiu. Ia act ce apelantul urât Radu Tudor va solicita cheltuieli de judecat pe cale separat. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii, ce se va depune la Curtea de Apel Ploie subliniere T.
pronuncat în subliniere din public, azi, 2003.2018.